mă numesc Bidrean Bogdan, am 17 ani, practic fotbal de 8 ani și am suferit o accidentare la genunchiul drept. În urma în care activități am avut nevoie de o intervenție chirurgicală, am ales să fac la Spitalul Medic Hoover deoarece mi-a fost recomandat de către medicul de familie și club și pot să spun că experiența este foarte plăcută. La domnul Todor am ales să mă operez deoarece am fost sfătuit de club și de medicul de familie, fiind unul dintre cei mai buni medici pentru operație de ligament, mai ales cu cadrul spitalului, toată lumea m-a primit foarte bine. Mi-a explicat doctorul în ce constă operația și n-am mai avut așa mult mare emoții, că înainte mi-era frică de operație, pentru că a fost prima din viața mea și am tot felul de gânduri cum o să fie și asta a fost foarte plăcut, pot să zic, deși nu știu cum i-ar place să ajung în situația asta. După operație am început kinetoterapia cu domnul Radu, iar primele bunătățiri au fost după două ședințe când am scăpat de cărje și a fost ceva wow, pot să zic, după chiar două ședințe să nu mai umblu în cărje. Le-a spune că oamenii de aici sunt foarte deschiși, te simți ca într-o familie aici, nu te simți marginalizat, că tu ai o problemă, ei te ajută mereu și aș recomanda oricărui om să vină la acest spital.